cel teribil. Capitanul Snack. Am primit corespondență! Da, domnule! Poftim, capitane! Spune că judecând după încântătorul miros care vine din această sticlă, tocmai am primit o scrisoare de dragoste de la o mare doamnă! Ia, cedește-o! Da, domnule! Dragă barbarule fără maniere, adică tu! Cât timp am așteptat acest moment? Ai comis un act inacceptabil la cina jaf și prădare cu niște ani în urmă. În timp ce bunele maniere m-au împiedicat să te înfrunt față în față, atunci m-am interesat și în sfârșit ți-am aflat identitatea. În curând voi aborda murdara ta corabie găină, îți voi tăia capul și ți-l voi trimite prin poștă. Toate cele bune, Jean-Claude de Fet. Nu pare a fi deloc o doamnă foarte plăcută. Nu e o doamnă, e un el! Și el nu e altul decât Jean-Claude Fett, cel mai periculos, depravat, grațios și manierat filbizon de pirat care a trăit pe pământul ăsta! Sunt pierdut! Știi, n-a apucat niciodată să te vadă prea bine. Și ce? Știe unde să mă găsească? Da, dar el nu te-a văzut niciodată. Cum nu m-a văzut niciodată? Am găsit! Oh, ce bine, ce e? Tu vei fi eu! Nu înțeleg. Când va sosi Jean-Claude Fett, îi se va spune că tu ești capitanul moșic al găinii de mare și că eu sunt supusul tău slujitor, Snack. Dar nu vreau să-ți faci griji. Salutare, salutare! Se apropie un vas, capitane. Este SS Memoria, capitane. Ține minte, tu ești capitanul și eu sunt grămada inutilă de gunoi servil. Să ne ocupăm locurile! Salutare! Urmaciul Babel de pe SS Memoria dorește să vorbească cu capitanul găinii de mare. Aici, capitanul! Cel de aici, din stânga mea, de fapt. Salutare! Domnule, doresc să anunț sosirea celui mai stimat și curtenitor de agresiv pirat, capitan și absolvent Cordon Bleu, Jean-Claude Fett. Ce, oficial, pe misiune se urcă la bord? Desigur, sigur, vină, hai! Ești capitanul Jacques, piratul cel teribil? Păi, de fapt, el... Adică, eu sunt... nu sunt deloc deghizat. Mai insultat și mai înfuriat, Jacques, pirat teribil. Și pentru asta trebuie să mor în mod onorabil, acum! De ce? Ce am făcut? Eram la cine la jaf și prădare. Primisem un premiu cea mai bună folosire a focului pe turc Reple Orange. Știu că eu m-am prânt ale murdare ale juriului de pe statuere când tu ai trecut pe acolo. Deodată, fără să spui măcar scuze-moi, ai strănutat. Apcea! Cine a strănutit? Cine a strănutit pe berțoarea mea? A fost Jacques Piratul cel Teribil, mon capitan! Jacques cel Teribil? Am să-l găsesc pe acest parc, acest guițător. Am să-l găsesc și dacă va fi ultimul lucru pe care îl voi face. Acest îngrozitor strănut mi-a dat un ușor fanfăit pe care a trebuit să-l suport la aproape 12 ore. Acum că te-am găsit... Mă aștept să faci lucrul onorabil și politicos și să găzduiești ritualurile ca de precedimirentă ta măcelărire. Du-te și adu niște ce ai! Îți tratezi toți servitorii atât de aspru, capitane Fett? Să mă gândesc. Ui! Iată-l pe servitorul ăla nesuferit al tău! Ui! Cum spunem? Am spus ceai! Asta e cafea, imbecilule! Scuze! Iar mi-a vorbit! Mi-a scăpat și tama! Delicios e ceai, Jacques Pirat Teribil! Și minunat servit! Nu pot să cred asta! Grămadă scârboasă de mizerie umană! Ce e?
Mai întâi, i-a permis la o parte din aerul care a fost în trupul său Bogdar să treacă peste mine și apoi mi-a vorbit din nou direct. Fă ce trebuie făcut. Am să fac, am să... Îl lovești! Da, desigur. Numești asta lovitură? Uite, asta e lovitură. Acum, lovește-l tu. Ascultă, Snack, dacă nu poți mai mult de atât, sigur o să se prinde și eu voi fi ucis. Fii convingător. Da, domnule. Nu pot să-mi cred, urechilor. Cum poți comanda o carabie când lovești ca un băiesel cu fluturi? Am să-ți arăt o ultima dată. Aia a fost o lovitură puternică. Nu, 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 nu. Tu l-ai lovit așa. Iar o lovitură puternică ar fi așa. Înțelegi? Acum, încearcă din nou, te rog. De ce nu-l lovești cu ceva? Bine. Uită-te aici. Voilà! Sper că ți-ai învățat lecția. Și acum, prietenul meu condamnat, trebuie să încep să te dezonorezi înainte să smulg picioarele de la gleznă și să le arunc la rechini. Învelit într-o baghetă cu andive proaspete și puține maioneză. Înainte să-ți scot tractul digestiv și să-l ofer unui pește spadă flămând împănat cu boabă de piper și acoperit cu sosă bernaneză, am să-ți dau ocazia să alegi arma cu care vei fi ucis. Cred că am să aleg, fă-mi o frigăruie pe un pat fierbinte de cărbuni. Asta te curge foarte frumos. Până când omul meu va termina de ascuțit frigara mea, păgânul tău va termina cu patul femei și apoi tu vei termina cu viața. Gata, ajunge cu atâta cremă, e timpul să ilustruiești. Ops! Așa, ai cunoaște sunetul ăsta de strănutor unde? Nu știu ce puneți voi doi la cale, dar acela a fost omul care a strănutat lângă mine la cină. Acest om trebuie să moară. Stai puțin, efect. A vorbit iar direct cu mine. Taci, filifizorule! Sunt Jack, piratul cel teribil. Cel cu care ai băut ceai asta de vorbă și da, l-ai atins chiar cu degetele tale. Nu e altul decât umilul meu secund, Slack. Te-am primit retrăind noaptea de două ori în episodul ăsta și da, poate că am strănutat. Și poate nu mi-am acoperit gura. Hopcea! Da, și poate n-am spus scuze-mă, dar tu n-ai spus niciodată sănătate. Ai dreptate, e adevărat. Sunt un cretene mizerabil, nu merit să împart apele de pe pământ cu adevărații gentlemen. Trebuie să mă întorc pe vasul meu, să fiu aruncat în mare după ce am fost acoperit cu ceapă caramelizată și cu gazuri de sofer proaspăt. Fa! Spun adieu! Mulțumesc, domnule! Mi-ai salvat viața din nou! Ei bine, nu m-aș fi deranjat, Snack, cu excepția faptului că, de fapt, viața mea o salvam! Tu s-a întâmplat să fii în drum! Ce noroc am! Dacă pot face ceva sau îți place ceva, te rog, lasă-mă să ți-l aduc. Vârfurile degetelor tale de la picioare cu brânză de capre și busuioc par foarte gustoase. Nu la asta mă referem. Sau picioarele tale într-o baghetă cu andive și maioneză. Altceva, poate? Nu m-ar deranja puțin din tractul tău digestiv împărat cu boabe de piper și acoperit cu sos bernadese.